Jurați Splash. Vedete la apă. Iulia Albu va face parte din juriu alături de Jean de la Craiova și Nea Mărin. Jurați Splash. Vedete la apă. Vezi cine va prezenta reality show-ul în acest sezon. Jurați Splash. Vedete la apă. Iulia Albu va face parte din juriu alături de Jean de la Craiova și Nea Mărin. Vezi cine va prezenta reality show-ul în acest sezon. Splash. Vedete la apă este un reality show de televiziune care învață celebrităților arta scufundării. Vedetele vor fi nevoite să sară de pe platformele de 3, 5, 7 sau chiar și 10 metri ale unui bazin olimpic, fiind notați de jurați. Jurați Splash. Vedete la apă. Iulia Albu, Nea Mărin și Jean de la Craiova vor sta la masa juraților în acest sezon de Splash. Vedete la apă. Producătorii emisiunii au anunțat că lista celor de la masa juriului nu se oprește aici, iar în curând vor fi anunțați și ceilalți jurați. La finalul fiecărei ediții, Splash. Vedete la apă. Cel mai curajos concurent și autorul celei mai spectaculoase sărituri va fi ales de membrii juriului pentru a se califica în marea finală. Momentan, ne-au fost anunțate vedetele care vor participa la acest show. Iulia Albu. Iulia Albu este o stilistă, critic de modă și vedetă de televiziune din România. Iulia Albu este și unul dintre cei mai influenți fashion editori români. Fashionista în vârstă de 40 de ani a mai apărut în emisiuni la Canal D și Pro TV. Sunt destul de sigură că nu trebuie să punctez costumele de baie, dar nu pot să promit că mă voi abține 100%. Voi fi foarte atentă la partea de entertainment pe care o va aduce fiecare concurent show-ului și mă voi asigura că voi fi cât mai obiectivă și că voi puncta cât mai echidistant evoluțiile. Asta vă pot promite. Atitudinea va conta și ea mult în nota finală, a declarat Iulia Albu. Jean de la Craiova. Jean Dumitrache, cunoscut mai bine sub numele de scenă Jean de la Craiova, este un cântăreț român de manele de origine evreiască. Fiind născut în familie de mamă evreică și tată român. Jean a cochetat cu actoria în filmul românesc Poveste de cartier și în serialul State de România. Jean de la Craiova a participat în trecut la Splash. Vedete la apă și este conștient că nu este deloc ușor să participi la acest reality show.
Cu toate acestea, manelistul a spus că va fi dur, în calitate de jurat. Eu le spun doar atât, din prima zi când ajung la bazin să cerceteze tot, să urce la trambuline, să se obișnuiască bine cu înălțimea. Să privească de multe ori înainte să încerce să sară, ca să-și învingă orice teamă. Pentru că sigur vor exista concurenți care la trambulina de 10 metri se vor apropia ușor de margine, întocmai ca mârâbean. Voi fi dur ca jurat, cu siguranță, pentru că acolo nu te joci, nu ții cont de prietenie. Desigur. Spun asta acum ca să mai aud și eu odată, a spus Jean de la Craiova. Ne amărim. Ne amărim este maestrul folclorului românesc și Dracul Gol în emisiunile Serviți, Vă rog, și Poftiți pe la noi. Potrivit descrierii sale de pe pagina oficială de Facebook. Însă, de data aceasta, vedeta a spus că va fi un jurat corect. Voi puncta săriturile cele mai adevărate, pentru că întocmai ca în dans, unde avem piruete, la sărituri avem șurubările. Duplu șurub, triplu șurub, însă dacă lipsește piulița numită creativitate, nu e ce trebuie. Ca jurat nu voi fi neapărat dur, dar voi fi, cum mă știți, foarte corect. Cine sare perfect, va primi notă bună, cine nu, are de așteptat. A declarat Neamărin.